Jocuri ieftine chiar acum pe G2A. Intră pe linkul din descriere și nu uita să folosești codul CT pentru o mega reducere. Suntem aici cu toți oamenii grei din România, asta la propriu, e greu. Dă-te la parte din cadru, că frigo, trebuie să mă filmăm maestru. Salut, Ioan, ce faci, man? Și bună, bună. Băi, și maestru unde e? Uite-l. Caute. Facem aici o montură specială. Facem piesa de rezistență, la piece de resistance. La piece de resistance. Caute-l. Bă, tăși, mă. Cu droga aia ta. Ia uite droga cu ce veni eu. Ia, aia arată acolo. A, da. Ce să fac, frate, dacă mi-a plăcut cartea? Dacă n-ai avut și tu bani mai mulți. Eu pe aia nu umflu, așa o las. Așa o las, ți-ai luat tractoare în loc să-ți ia avioane. N-ai învățat nimic. Stai de liniștit. Deci da, am venit și la Ioan ce după atâta timp să punem volanul. Cât a stat noi la tine? 2 săptămâni? Bă, mă gândesc să luna asta să-ți iau bani, dar mai erau crizile. Ce mă, păi l-a lăsat amanet? Nu mă, nu, dar... Bă, frate, eu am terminat, trebuia să-l ia. Că el că nu, că cu tare. De depozitare, așa? Mamă, cum e volanul ăsta. Abia aștept să-l țin în mână. Se putea și mai bine, într-adevăr, dar... A, da, îl făceai tu, cred că mai bine, dacă te chinuiai un pic. Îți dai seama. Dar în America poate găsai mai bine. Mișto rău de tot. Tașcă, iar vin ăștia cu Golf 5 de zi, ca al meu n-are nimeni. Nimeni ea. Nu, no, greșeală de fabrică, greșeală. Abia aștept că, mamă, ce aiurea, mi se părea că n-aveam comenzile la volan. Păi de ce n-aveau? Păi da, cum? Iau telecolea. Ah, da. Bă, la airbag-ul și ăștia cred că sunt comenzile, nu? Ăștia cred că sunt. Da, ăla sunt. Și padelele. Firele, man. Cum să n-am firele? Ăștia sunt. Pe ce unde pe comenzile astea? Ăsta intră pe cum? Păi. Iată, ăsta. Ăsta unde intră? Ăsta intră în ăsta. E sigur? Da, sunt sigur. Băi, altceva n-a fost. Și ăsta de la airbag colo sus. Și gata, asta e. Tu și aici așa? De acolo tu nu vezi că nu e nimic, e gol. Are una în plus. Da, dar e gol. Hai să facem așa. Trebuie să meargă, că acolo a fost. Nu ai pe contactul pus, că mă pământ ăsta peste. Bă, nu e contactul pus. Bă, e, păi e navigația. Da, la noi e contactul. Nu e de tot, că a, contactul. Ia și bagă și mufa. Men, cred că e invers, oricum. Da, ține asta. Cameraman. Nu așa vine, dar trebuie să-i bag gântii pe aia și pe aia. Nu, vine invers, man. Gen rotit în jos. Nu, man, așa vine. Nu, mă, uite claxonul. Da, bă, da. Sunt prost, băi, sunt prost. Da, bă, că nu pune și el volanii de ieri. Pune de alerte. Mamă, trebuie frecat. Trebuia să-mi fi luat dracule. Ia, stai așa, să ne dăm mai la o parte. Da. Nu vreau. Haide, aici nu intră. Gata. Gata. Aia, comenzile merg? Mamă, cum arată. Mamă, dar trebuie lustuit airbag-ul ăla, că e... Bă, dacă ne-am auzit, nu știu de să-i pun contactul. Fede, Nicol. Așa, mă. Stai, dar unde e cheia? Că e la mine. Stai. A, s-a pierdut. I-ai pus și de asta roșie. Eu i-am pus-o, da. Da, mă, nu știi să o apeși. Ia cheia și pune-o acolo, băi. Gata. Ia vezi. Haide, merg comenzile. A, cred că mi se stinse și airbag-ul, că ăla... Trebuie să meargă, ia. Te mai tar. Da, merg. Da, stai. Așa deci mai face. Ce fac eu, mă, să nu meargă nebunul? Da, bă. Era să zic ceva acum. Bă, da, tu urât vorbești, bă. Dai pe manet. Cu bulangii, așa vorbesc un. Merge. Și claxonul, ia. Merge. Mamă, ia stai, bă. Auzi, te zici că e de rom? Sigur că da. Păi ăsta e tata lui Erom, mă, menăcați că nu i-am făcut poză, că l-am avut și pe ăla. Boxul ăsta e formatul. Da, e praf. Mamă. N-are nimic, las că merge. Volanul să rămână. Mamă, ce terminat e boxul ăsta. E spart. Auzi și ce curat de pe aici. Da. Hai de capul meu. Nu, no, trebuie... Cum să o lași pornită, man? Că mai are motorină. Hai să fac și eu un TikTok sau o filmare așa. Dar poveste, dacă nu reușesc ceva, nu știu. Haideți să continuăm videoclipul ăsta cu volanul, băieții mei. Mașina este atât de jegoasă încât o să trebuiască să mergem să o spălăm. Trebuie să vedem că ori mă sună bercică, ori nu știu ce se întâmplă cu telefonul meu. N-am reușit să o spăl și eu. Stați așa. Da. Mergem cu mașinuța, băieți, să o spălăm pentru că este foarte, foarte jucoasă și vreau să vă arăt și eu mai bine și interiorul și volanul și tot. Nu știu dacă avem timp să facem curățenie în interior. Autule, e jucoasă, e jucoasă rău. Apa, așa. În interior nu știu dacă avem ce să facem momentan, dar vreau să vă transmit și vouă cum se simte. Cum se simte volanul ăsta în mână. Deci volanul ăsta este genial. Deci se simte genial la mână. Bun.
De când o fi nepornită păpușa? Nici nu știu. Ia uzi Trinitas. Na. Așa, și pe bercică. Și mergem și cu bercică și să spălăm mașinuța. Am înțeles că e destul de aglomerat la spălătorie. Ce? Am un cauciuc mai dezumflat? Că trebuie să le verific. Bă, gamea și picioarele să mag. Hai să mergem și pe bercică și revenim. Hai noroc, amice, bine te-am găsit. Dar ce faceți? De ce? Ce faceți, domne, cu parpalacul ăsta? Mi-am plăcut și... Filmele Matrix, ia uite amici. Volanul ăsta este cel mai cel. Bă, mi-a părut aia de cauciucuri, nu știu dacă s-o fi desunflat. Bă, mi-a părut ca moi când urcaș bordurile, sincer. Da? Cât de mult? Păi, dar sunt și înguste, grasule. Cum e să-mi bag piciorul? Ce pace? E să-mi bag piciorul. Ia tu camera asta. Mișto e tot. Pornim acum avionul. Da. El locomotivă. Nu e chiar așa de rigidă. Nu, e, nu. Adică m-aș fi așteptat la ceva mai rău. Dar ce-mi place, bă, dar ești mea, chiar de tot volanul ăsta. Mamă, ce mai înfutică că acolo la noi, la Peco, nu avem motorină de aia premium. Bă, și eu, sincer, aș... Bă, dar de ce, că motorina asta, doamne, e foarte veche, în primul rând. Da. E foarte veche și trebuie să-i bag din cealaltă. Bagă din... Știi ce am văzut? Am văzut la ăștia de la OMV, că o OPA bună. Și că ai face kilometri cam la fel ca cu aia, normală. Acum, până la urmă, sincer, nu-mi e neapărat de kilometri, doar că vreau să-i bag cu... Dar cât mai e ea? Am puțin, am un sfert de rezervă. Un sfert, da, Tu când ai dus-o când la Pipoi, aveai plinul? Bă, nu, am avut cam un pic mai mult de jumate, cam așa. Da, dar cât asta pornită, cât mut-o. Cât am mers eu cu ea, când ne-am întâlnit. Aia a fost, da. Ăștia sunt drumurile. Mergem întâi să o spălăm, ne uităm și la roți și după aia trecem un peco să facem ăla și să facem și plinul cu niște motorină din aia mai bună. Da, merge. Place, a? Ce bine sunt vopsite jantele astea. Da? Da, tank. Tanchete. Ia și bagă acolo. Cât mai ai căbăcele. Mamă, dar unde au ăștia valvele? 2, 3, nu știu. Asta, lasă-le bă așa. Probabil nu ai resetat-o după. Stai să mă uit la toate. Bă, dar murdare. Hai că se vede și pe asta murdăria. Nu e chiar așa de prietenoasă. Mă, cine a zis că e prietenoasă? Tu ai zis. Bă, fața de-a mea e mult mai prietenoasă, da. Ia uite pe la ăla acolo. Ia să nu uităm. Când ne dă? 2-2. Las, le sunt tang, mă. Dar să ne plecăm și pe alte două, dacă tu mă apucai. Da. Să știu măcar dau restart la... Bă, dar frumoase e jantele astea. Îți placă? Mie îmi plac rău. 2-2. Și aia pare bună. Ia și bagă și aia. Îți plac mai mult decât mie. Bă, chiar, da. Bine, au, știi că cu un cover-ul, uite la... E bine, ia uite. Nu-i de aici de fund, ești nebun? Ia, vezi, asta cât are. Da, e nervant ca uite un mare, bă. Cât e, ia vezi, că 2-2 arată. Păi e bine, bă. E tank. Dă restare din bord. Hai. Omul gospodar își ființește locul. Ia vezi, amici, îi bagi de aia scumpă? De aia scumpă, amici, că ziceai, nu mai ai, na, e mult. Trebuie să-i dau și-o. Bă, stai bă puțin. Ah, gata. Vreau să-i dau și eu să deschid geamul, că dacă mă văd ăștia mă ia la huidu. Așa. Am gata. Bagă-i de aia scumpă, asta, de care îmi place mie. Asta. Aia, Max Smoke. Mamă, ce ciudat de că... Bă, vezi să-mi bagi benzină, bă. Motorină, bă. Da, e negru, da. Credeam că e... Are furtunul mai gros. Aute cum se vede acolo, la aripă. Mă. Da, piedicile, mă. Mamă, 51 litri. În litru. Cât grasul are? Sărăcime, ești nebun? Da, am băgat și în 8, să știi. Da? Da. Bă, avere zbor de 66, mă. De 66 a 8-ul? De 66. A, păi șeptarul meu de aia a fost mai scump, bă. A avea de 90. Dacă vedem la final de cât, de când ajunge treaba. De cât e, amice? Da. 323, a? Da. Scump, domne, scump. Dar măcar să fie bună. Bă, să vedem. Gata de spălare. No, ia și săpunește-o. O să pun, da. Dă-i să sară. Așa dau și eu, Camilogu. Da? Da. Da, se e super spumă. E nebună pe spumă. Gata, e albă acum. Ghiciți culoarea!
Gata, băieți. A spălat bestia. Altceva. Lucește, tati. Lucește. Hai să ne urcăm și noi ca băieții. Altceva, domne. Are, domne, și audio, farmecul lui, dacă îmi bagi bani în el. Și încă câți bani, amice? Da, cum? Ce faci, amice? Vrei să-ți cumperi Panamera? Da, mă uitam, l-am întrebat pe băiatul cu Panamera ce părere are. Despre ce? Despre Panamera. A, despre Panamera pe care o avea. Da, păi, să văd și eu cum e, dacă e confortabil, dacă e asta. Am înțeles. Și ce răspunsuri ai primit? Bă, să știi că nu e foarte confortabilă. Tu la ce te așteptai, amice? Păi da, bă, dar e un fel de limuzină, să zic așa. Am o limuzină mai sport, dacă stai să te gândești. Știu, dar m-aș fi așteptat să fie ceva mai confortabil. Însă și forma e, e chiar da. Formă de limuzină, dacă înțelegi ce vreau să zic. Ia uitați-o, băieții. Din păcate, cred că aici avem un Becars. Ia uite, Vipera. Oricum, din față e genial. Acum e întuneric și nu știu cât de bine se mai vede. Dar... Auto-le. Da. Ce să vă zic? Ce să vă zic? E frumoasă, dă-o mama mosi. Și la pis, du resistance, cum îi zic eu. Auto-le. Piesa de rezistență este chiar aici. Volanul ăsta e genial. E genialus. Cam atât o să fie cu acest episod, băieți. Dacă vă place volanul, nu uitați să apăsați voi butonașul ăla de like. Nu uitați că în descriere, pentru cei dintre voi care aveți mașini verzi, să vă faceți volanele, o să găsiți cel mai probabil pagina de Instagram sau de Facebook al lui Ioance. Bine, dacă vreți să vă faceți, nu vă gândiți că o să vă faceți prea curând, pentru că are programări. Deci dacă vreți să vă gândiți să faceți-vă programare, că altfel nu aveți nicio șansă prea curând. Adică și cu programare cred că se întinde pe vreo 2 luni, ceva de genul. Mașinuța e genială. Cât de curând trebuie să mergem să înfoliem, haide să vă arăt, trebuie să mergem să înfoliem cromul ăsta de aici, pentru că nu are nicio treabă cu mașina, cromul ăsta. Și vreau să vedem ce facem și cu interiorul ăla de Anglia, interiorul cel negru, pentru că neapărat plafonul vreau să-l pun. Nu știu dacă o să pun și... Adică trebuie să pun și scaunele și bancheta, dar nu știu dacă o să mai pun și altceva în afară de scaune și de banchetă. În fin, uitați să apăsați butonul ăla de like, iar noi desigur ne vedem la episodul data viitoare. Pa, pa!